Salut, prieteni! Dragonii de Komodo sau varanei sunt cele mai mari dintre șopârlele moderne. Habitatul lor este situat în zonele cu climă caldă, de aia cel mai probabil că pot fi întâlnite în zona climei tropicale. Majoritatea speciilor se găsesc în Australia și pe insulele din apropiere. Varanii au apărut pe pământ cu aproximativ 18 milioane de ani în urmă. Cam asta e vârsta celei mai vechi fosile de varan. Aceste șopârle de obicei au lungimea corpului destul de mare, de la 50 la 100 de cm. În dependență de specie. Culoarea variază, cel mai des e un verde gălbui cu culori închise. Pe solzi sunt uneori prezente petele și dungile. Aceste animale au un corp foarte musculos și gheare lungi, dar și periculoase. Indivizii mai mici se hrănesc cu șerpi, insecte și diverse animale care nu depășesc dimensiunea lor. Exemplarele mai mari însă, nu veți crede, dar pot ataca și bivoli, chiar și cai. În acest episod vă voi arăta de ce sunt capabili varanii, așa că puneți un like și să începem! Sunt niște șopârle un pic stângace și nu mereu pot prinde un animal mai mare. Varanul, în acest caz, a acționat foarte deștept. El a arătat indiferență față de căprioare pentru a le mai tăia din vigilență și a ataca la momentul potrivit. De data asta însă n-a reușit să prindă victima. Iar aici varanul a reușit să prindă și să muște prada. S-ar părea că căprioara a scăpat și a rămas vie și nevătămată. Dar nu! Peste ceva timp totuși moare, fiindcă șopârla a reușit să aplice mușcătura sa mortală. Dragonii de Komodo sunt niște animale foarte atente. Acesta a decis să atace un bivol enorm. Datorită copitelor și coarnelor enorme, bivolul se protejează bine, dar pentru a-l imobiliza, șopârla are nevoie doar de o mușcătură. Cu timpul reușește să facă asta. Mușcătura va funcționa ca o armă care va ucide treptat animalul. La miros se adună tot mai mulți varani. Să atace acum bivolul n-are sens. Peste ceva vreme, prada singură va cădea la pământ în fața lor. Lupta dintre varan și bivol e întoi. Șopârla încearcă să muște gigantul. El, la rândul său, o bate cu copitele și ripostează cu coarnele. Varanii fac față ușor chiar și celor mai veninoși șerpi. Pielea varanului este tare ca piatra și șarpele pur și simplu n-are cum să o muște. Doar pitonii reticulați pot să se opună, deși nici ei nu prea reușesc. Niște varani au alungat prada în apă. Ea crede naiv că aceștia se vor retrage, dar ei chiar s-au băgat în apă, gata de atac. Bietul animal a încercat de înrăzputeri să evite atacul, dar varanul totuși l-a mușcat. Și această mușcătură, după cum știm deja, e îndeajuns. În ciuda vitezei și agilității maimuțelor, varanii totuși uneori pot prinde aceste animale pentru a lua masa cu ele.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a impresionat acest animal. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!